Totodată, dragi fraților, vreau să vă spun că sunt plăcut surprins și uimit cu Dumnezeu lucrează și cu mare de fiecare dintre noi parte. După cum știm, în Psalmul 25, la versetul 8, spune că Domnul este bun și drept. De aceea ne-a arătat nouă păcătoșilor tale. Și totodată s-a auzit de aici din față că cu Dumnezeu nu este de joacă. Dumnezeu este dragoste, dragoste. Dar totodată este și un foc mistuitor. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne despărțim de tot ceea ce este lumesc. Și să venim la cele două duhovnicești. Pentru că există două căi. Una îngustă și una largă. Și Dumnezeu să ne ajute să mergem pe cea îngustă. Pe cea plăcută în doi. Înainte de toate lucrurile acestea, vreau să vă aduc la cunoștința dumneavoastră o lucrare pe care Domnul mi-a făcut-o de cunoscut înainte de a veni în corpul acesta. Și în vedere, Domnul mi-a făcut de cunoscut două suflete. Două suflete care a fi și sunt lucrătorii lui Dumnezeu și spun lucrul acesta, dar care nu sunt sincere înaintea Domnului și vasul inimii lor nu este curat înaintea lui Dumnezeu. Și totodată, în dreptul acestei două suflete, mai sunt și niște duhuri care nu le dau pace și vin la nivelul minții lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune să avem grijă cu cine ne însoțim în lucrarea sa, pentru că tovărșirile rele strică obiceiurile bune. Da, și sunt plăcut, surprins și uimit și de descoperirea pe care am avut-o din partea Domnului, ca să întăresc lucrarea. Așa este, dragi fraților. Noi nu avem de luptă împotriva sângelui și a cărilor, ci împotriva duhurilor. Împotriva căpetenilor și a domnilor care vin să războiesc cu sufletul nostru. Cu ceea ce Dumnezeu a pus în sufletul nostru, să dăm aminte. Și totuși, vorbim și cu fratele Romei, chiar la început, lucrarea Duhului Sfânt este foarte sensibilă, dragi fraților. Dacă noi am venit aici cu alt gând, Duhul Sfânt nu poate. Nu știu de ce trebuie să răspund lucrul acesta. Darurile sunt al lui Dumnezeu, nu sunt al nostru. Sunt spre folosul nostru, ci sunt spre folosul celorlalți din jurul nostru. Când Dumnezeu face o descoperire sau când Dumnezeu vrea să vorbească cu cuiva. Și zic ca pentru toate lucrurile astea slăviți să fie Domnul. Amin. Trebuie să avem grijă, dragi fraților, ceea ce gândim când venim în casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne păzăm în picior atunci când venim în casa Domnului. Totodată în Psalmul 133 spune că ce dulce și plăcut este ca frații să locuiască împreună. Ajută-ne, Doamne! Și mă rog ca lucrul acesta să fie exact așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Înaintea lui Dumnezeu să lăm aminte că toți nu suntem decât o țărână. Suntem egali. Amin. Niciodată când l-am mărturisit pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele, n-a fost vorba despre mine, ci a fost despre El. Amin. Despre ceea ce El a făcut în viața mea. Despre ceea ce El face în continuare în viața mea. Și mulțumesc nespus, dragi fraților, pentru că El este Cel care m-a răscumpărat din întuneric și m-a pus în lumina ca să-L mărturisesc. Că Domnul este minunat, dragi fraților. Și n-am cuvinte de mulțumire care să le dau ca jertfă pentru ceea ce a făcut El pentru mine. Totodată, cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, vreau să dau citire din cuvântul lui Dumnezeu să ne punem întrebarea: oare să poate ca noi să greșim înaintea lui Dumnezeu? Oare să poate ca noi să păcătuim înaintea lui Dumnezeu? Sunt trei categorii în care om poate greși foarte ușor înaintea lui Dumnezeu. Privitul, gânditul și poftitul. Și deja se numește păcat înaintea lui Dumnezeu. Și spune în 1 Ioan de la capitolul 1, la versetul 5 până la 10. Vestea pe care am auzit-o de la ei și pe care vă propun este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
Dumnezeu vrea ca noi să trăim în lumină, dragi frați. Noi ca oameni putem să ne vedem astăzi că suntem aici, dar când mergem acasă, când mergem în lucrarea Lui, când mergem pe drum, Dumnezeu este Cel care știe ceea ce vorbim. Dumnezeu este Cel care știe ceea ce gârtim, ceea ce vârtim, dragi fraților. Și lucrul acesta este păcat. Să n-avem trebuință despre cum Dumnezeu este Cel care o întrebuițat harul Lui. Să n-avem trebuință asupra lucrul acesta, dragi fraților, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți. Slăviți pe amânt să-i fie numele. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Slavă Domnului! Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Vedem, dragi fraților, că asta este lucrarea lui Dumnezeu care a făcut-o pentru noi. Atunci când El a stat pe cruce răstignit, dragi fraților, atunci când El a avut milă de noi și îndurare, El a spus: Tată, iată că cei nu știu ce fac, pentru că sângele Lui cel Sfânt a căzut pe țărână, dragi fraților. Să luăm aminte că Dumnezeu din țărână ne-a făcut și în țărână ne vom întoarce, unul fiecare dintre noi parte. Dar tot ceea ce ține de noi este dacă bagajul, dacă păcatul, dacă fără de legea, dacă nelegirea, i-am predat-o Lui. Dacă ne-am smerit și dacă ne-am curățit inima după cuvântul Său, pentru că asta vrea Dumnezeu, ca noi să fim sinceri înaintea Lui. Spun lucrul acesta pentru că asta mi-a făcut Domnul de cunoscut înainte să vin. Pentru că este vorba de două suflete, nu știu care sunt astea. Poate să fie fratele cum o mărturisit, poate să fie sufletele cele două de acasă. Sau poate să fim noi. Că nu vreau să mă exclud pe mine însumi. Dar trebuie să ne cercetăm noi pe noi înșine. Vasul inimii noastre, dacă este curat, dacă inima noastră este sinceră înaintea lui Dumnezeu și dacă nu, dragi fraților, Hristos este Cel care prin sângele Lui ne curățește. Amin.